Lucrați? Merge treaba? Merge! Da? Ce lucrați aici? Ce? Păi acum încercăm să dăm staturile de vopsea pe bază de ulei ce s-au pus pe fântână, să ajungem la materialul original. Cum vi se pare materialele? Cum sunt? Sunt de calitate? Ce găsiți în spatele lor? Da, adică se poate observa similipiatră din perioada interperică ce a fost curățată. Deci fântâna are 135 de ani, 1888 da. Parcă este da. Perioada în care a fost construită. Ce să vă zic, mulțumesc mult pentru sprijin fetelor și băieților de sus, să iese un lucru frumos, asta îmi doresc și suntem lângă voi aici, vă sprijinim. Da, mult succes vă urez! Alexandra, să ai grijă de colegii tăi. Lucrările sunt începutul unui proces amplu prin care se urmărește nu numai restaurarea fântânii, ci și reactivarea întregului colț de stradă, aducând lumină și locuri de șezut, cât și problema recăpătării apei potabile. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a dorit mereu să vină în sprijinul cetățenilor și să le ofere un oraș așa cum merită. De aceea a început un amplu proces de reabilitare a fântânilor din Severin, însă de această dată fântâna portului este reabilitată cu ajutorul la 12 voluntari veniți din toată țara. O fântână cu o vechime de peste 135 de ani. Încercăm nu numai fântâna să revitalizăm, nu numai restaurarea fântânii, ci și revitalizarea întregii zone. Avem un proiect care va intra în derularea anul viitor privind reabilitarea parcului central. Împreună cu această zonă, împreună cu cetatea, revitalizăm întreaga zonă de turism a orașului în care cu drag trăim toți. Este un proiect în care suntem sprijiniți de 12 studenți de la Facultatea de Arhitectură din București. Le mulțumim din suflet pentru sprijin, pentru ei o fac voluntar, noi le-am asigurat masa, cazarea. Era nevoie de o muncă migăloasă pentru că cu acest gen de monument trebuie să fim atenți ca lucrurile să funcționeze bine, să nu stricăm ceea ce au clădit ceilalți înaintea noastră. Ei și-au dat acordul ca în jur de 26 august să termine. Nu e nicio problemă dacă termină și mai târziu. Important este să lucreze cu grijă, cu migală și la final să avem o fântână așa cum era atunci când au construit-o cei care au construit. Având în vedere multitudinea de intervenții și factorii de mediu, tinerii au început prin a curăța și a pune în siguranță fragmentele cele mai fragile. Pe lângă reparații, se realizează și o expunere a straturilor istorice ale fântânii, care îi ajută să construiască imaginea la care obiectul va trebui să ajungă odată cu următoarele lucrări. Suntem o echipă de 12 studenți voluntari, lucrăm la Fântâna Portului și cu sprijinul primăriei și a asociației Locus. Am început acest proiect foarte amplu de reabilitare a fântânii. Ele vor fi de durată, doar că noi încercăm în acest interval de 6 zile să acoperim cât de mult se poate, ca pe viitor poate în fântână să curgă din nou apă potabilă. Ne-am bucurat ca locuitorii orașului să poate să se alăture zilele acestea, să vadă cu ce ne ocupăm și să vadă că ne dorim foarte tare ca această fântână să fie pusă din nou în funcțiune și să se bucure cu toții de ea. Noi suntem sprijiniți și de Doru, care este restaurator de piatră și ne ajută aici și ne coordonează în tot acest interval și ne bucurăm. Care este gândul cu care ați venit totodată și ce v-a născut această dorință de a restaura tocmai fântâna portului din Drobeta Turnu Severin? Această fântână este aici de foarte mult timp. Considerăm că e un obiect foarte important pentru orașul nostru și care ar putea contribui la revitalizarea vieții sociale și ne dorim să reintre în circuit, în circuitul turistic, poate. Înțeleg că tu ești severineancă. Da, sunt de-a locului, restul colegilor sunt din toată țara, sunt din Bistrița, sunt din Timișoara, sunt din Baia Mare, sunt din București, avem studenți voluntari din toată țara, din Brașov. Toate eforturile de reabilitare și regenerare, atât ale fântânii cât și ale contextului, caută să repună în valoare un element simbolic atât de prezent în memoria spațiului social severinean.